Partidul Național Liberal a împlinit 147 de ani de la înființare. Partidul Național Liberal este un partid politic parlamentar din România, fiind unul dintre principalele partide de la noi din țară și totodată cea mai veche formațiune politică. Partidul Național Liberal a fost întemeiat de către un grup de liberali, printre care Ioan Cebrătianu, Mihail Cogălnicianu, Agecolescu, Gheorghe Vernescu, Tache Anastasiu. Aceștia au pus bazele partidului cu cea mai îndelungată istorie din Uniunea Europeană și din România. Din cele 132 de guverne ale României, 33 au fost conduse de prim-ministri afiliați acestei formațiuni. De asemenea, de numele și istoria Partidului Național Liberal se leagă unele dintre cele mai importante evenimente din istoria modernă a României. Cu acest prilej, liberalii au transmis diferite urări, printre care și doamna senator Stella Firu. Partidul Național Liberal a împlinit 147 de ani de la înființare. Este cel mai mare partid istoric. De asemenea, își leagă istoria de istoria României prin momente extrem de importante din viața românilor. Și în contextul actual aș face referire numai la criza economică din 1929-1933, când Partidul Național Liberal a reușit să ducă și să depășească această criză. În contextul actual, sunt absolut convinsă că Partidul Național Liberal a rămas același partid istoric și responsabil și decide în favoarea românilor și în favoarea României, ținând cont de criza economică și de contextul geopolitic în care ne aflăm astăzi. Cu această ocazie, urez tuturor liberalilor și Partidul Național Liberal la mulți ani. În prima jumătate de secol, până la izbucnirea Primului Război Mondial, s-au constituit și apoi s-au consolidat cu rapiditate partidele politice românești, iar Partidul Național Liberal se află în slujba românilor din anul 1875.